Începând cu săptămâna 34, este o idee foarte bună să începeți să faceți un masaj perineal pentru a vă pregăti pentru nașterea copilului. Perineul este un mușchi triunghiular care se află între vagin și pasajul posterior. Acest mușchi trebuie să se întindă pentru a face loc copilului. Masajul în timpul sarcinii poate ajuta acest mușchi să se întindă mai ușor și să reducă riscul de ruptură. Alte lucruri care pot ajuta la reducerea riscului de ruptură sunt utilizarea unei comprese calde în timpul celei de-a doua etape a travaliului, pe măsură ce capul bebelușului avansează. Este posibil ca moașa să vă ceară permisiunea de a vă pune mâna pe perineu și pe capul bebelușului pentru a se asigura că acesta iese încet și pentru a reduce riscul apariției unor rupturi. Dacă intenționați să nașteți în apă, nu este posibil ca moașa să pună mâinile pe capul bebelușului sau pe perineu și să ghideze capul bebelușului pentru a naște, motiv pentru care prezentați un risc crescut de ruptură dacă alegeți să nașteți în apă. În cazul în care moașa dumneavoastră este îngrijorată că s-ar putea produce o ruptură gravă, atunci este recomandat să facem o epiziotomie, care este o mică tăietură pe mușchiul perineului. Consimțământul dumneavoastră va fi obținut înainte ca acest lucru să fie efectuat. În cazul în care este necesară o epiziotomie, se folosește o injecție cu anestezic local pentru a amorți zona înainte de a se efectua tăietura. Rupturile semnificative la nivelul perineului pot implica sfincterul anal. Se recomandă o anestezie spinală, care este similară unei anestezii epidurale, ceea ce înseamnă că veți fi trează, dar complet amorțită, astfel încât chirurgul să poată repara sfincterul și mușchiul în mod corespunzător. Pentru mai multe informații despre masajul perineal în perioada prenatală, vă rugăm să accesați site-ul web al trustului, unde veți găsi broșura informativă.